Tratamentul cu plasmă la care bolnavii de COVID-19 din România ar putea avea acces în curând poate fi făcut gratuit pentru 18.000 de oameni. Asta pentru că 6.000 de kituri de colectare au fost deja donate Ministerului Sănătății. Donatorul echipamentelor de plasmafereză îți spune care este prețul pentru un pacient. Kitul de prelevare costă 90 de lei plus TVA, ceea ce înseamnă că, de fapt, ținând cont de faptul că o donare de plasmă cu acest kit se împarte după aceea la 3 pacienți, putem spune că costul dozei de plasmă pentru un pacient este 30 de lei plus TVA. Ministerul Sănătății a anunțat că se semnează protocolul pentru prelevarea plasmei, însă pacienții vor trebui să mai aștepte pentru tratament. Directorul unei firme care importă imunoglobuline. Vom fi în situația ca plasma colectată, testată și procesată, gata să fie administrată, va sta în congelatoare, în timp ce pacienții vor continua să moară în terapie intensivă. Medici din întreaga lume au început să folosească plasma pacienților vindecați de COVID-19. Italienii spun chiar că au obținut rezultate spectaculoase, mai ales pentru cei din terapie intensivă. Noi abbiamo iniziato a utilizzare il plasma da fine marzo, quindi è una metodica che terapeutica molto giovane che abbiamo inserito inizialmente con cautela e dopo i primi risultati con grandissimo entusiasmo. E a noi intensivisti respiratori sta cambiando la vita e il paziente migliora rapidamente di conseguenza. Cei care au fost bolnavi de COVID-19 se pot înscrie într-un registru al donatorilor. La 2 săptămâni după ce a fost vindecat, un om poate dona de 3 ori plasmă și astfel salvează viețile a 9 oameni.